Salutări tuturor și bine v-am găsit la o nouă ediție GSP Live. Discutăm în această dimineață despre cele mai fierbinți subiecte din fotbalul românesc, în special despre haosul interminabil de la Dinamo, echipă care a pierdut și cu Sepsi 0-2 și se afundă din ce în ce mai mult în subsolul clasamentului din Liga 1. Sunt foarte multe probleme acolo, inclusiv probleme financiare, probleme cu noi investitori. Invitatul meu de astăzi este Sergiu Hanca, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria recentă a lui Dinamo, în prezent în Polonia, la Cracovia, care ni se alătură discuției prin Skype. Bună dimineața, Sergiu! Bună dimineața tuturor! Ce faci în primul rând? Cum ești cu accidentarea suferită când erai la Național, într-un moment bun al tău? Ce să fac, pe acasă? Da, sunt în perioada de recuperare, am început antrenamentele individuale, să zic, dar ușoare de izometrie și lucruri de genul, pentru că săptămâna asta ar trebui să încep o alergare ușoară. Sunt bine, progresez, sper ca în două săptămâni să încep să fiu iar pe teren, să joc un meci oficial și ca în viața oricărui fotbalist există și momentul de genul acesta. La mine, din păcate, este, cred că, prima din carieră de... Prima accidentare mai problematică, așa. Da. Și venită, repet, într-un moment bun. Am mai avut o operație de hernie inghinală, dar asta acum 7 ani, când eram la Târgu Mureș. De atunci nu am mai avut nicio accidentare care să-mi ratez vreun meci sau mici contuzii. Sau, dar acestea sunt normale la fotbal. Aceasta este prima accidentare în care stau o lună și e puțin ciudat, că nu am știut la început cum să mă compor, dar după vreo 2 săptămâni m-am obișnuit și ușor intru în program normal. Asta înseamnă că venirea ta la Națională pentru următoarele meciuri e cumva periclitată prin prisma accidentării? Nu, ești pe lista preliminară anunțată de Rădoi, însă de recuperare depinde de... cred că este posibil, pentru că probabil doar un singur meci voi putea să joc chiar în weekendul în care echipa națională trebuie să se reunească la Mogoșoaie și cred că este prea puțin pentru ritmul care se dorește la echipa națională. Da. Apropo de Națională, cât de dezamăgit ești că n-ai jucat în Islanda? Pentru că am văzut conferința ta de presă susținută înainte de plecarea la Reykjavik și te simțeam așa foarte mobilizat, te simțeam capacitat la maximum. Spuneai că e cel mai important meci din cariera ta, că ai jucat finale de cupe și cu Dinamo și cu Cracovia. Dacă când joci pentru națiunea ta e mult mai important și, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu ai fost folosit, apoi a intervenit și accidentarea. Da, în primul rând sunt dezamăgit pentru că nu am reușit să ne calificăm. Doream foarte mult să ne calificăm în finala play-off-ului și cu siguranță o calificare făcea să avem un alt moral pentru meciurile următoare pe care le-am avut în Nations League cu Norvegia și Austria. Dar, din păcate, acesta este fotbalul, trebuie să învățăm din toate experiențele negative și să încercăm să fim mai buni la acțiunile următoare. Ce crezi tu, mă rog, că se va întâmpla în perioada următoare la echipa națională? Practic, suntem cumva obligați, Mirel Rădoi obligat să câștige meciurile astea pentru a-și securiza un pic postul, nu? Da, eu cred că se va continua pe aceeași strategie, pentru că este o strategie foarte bună din punctul meu de vedere, dar necesită timp. Nu poți să faci lucruri foarte mari după 2 acțiuni. La dânsul a fost la 2 acțiuni și ne-a avut, să zic, 2 săptămâni la dispoziție. Este foarte dificil, dar la cum l-am cunoscut până acum, este un tip foarte ambițios, cu obiective stabilite foarte bine și foarte mari și cu siguranță nu se va da bătut și va reuși să implementeze la echipa națională spiritul pe care el și-l dorește cu adevărat. Te așteptai sau vă așteptați voi, din cei din cadrul lotului, să înceapă să apară criticile și contestatarii după meciurile astea? Pentru că, mă rog, așa se întâmplă în România de obicei. Cu Austria câștigi, faci spectacol și toată lumea te laudă și apoi când apare spectacole negative... Eu cred că peste tot în lume este așa, nu doar în România. Este normal ca în momentul în care ai rezultate foarte bune să fii lăudat, să fii apreciat, iar în momentul în care ai rezultate mai slabe să fii criticat. Sau... Dar până la urmă și critica este bună, pentru că te ambiționează să dai mai mult, să fii mai bun
și să joci foarte bine mereu, să nu le oferi șansa oamenilor să te critique. Eu cred că trebuie, cel mai important în mintea unui jucător este să-și păstreze calmul și perseverența atât după victorii cât și după înfrângeri. Cred că este un factor foarte important, un factor decisiv care face diferența între jucătorii mari și jucătorii mici. Lași cumva de înțeles, spui cumva că, nu știu, avem o problemă noi, la, nu suntem destul de echilibrați din punct de vedere mental. Noi ca... Că suferim la mentalitate și asta se restrânge noi, cumva și în noi fotbal. Noi ca nație avem o problemă, suferim la mentalitate. Adică, clar, nu avem mentalitatea, dacă vorbim strict fotbalistic, nu avem mentalitatea celor din străinătate, pentru că e o mentalitate total diferită. La noi, de obicei, jucătorul român tinde să se mai relaxeze puțin și pe când în străinătate nu se întâmplă acest lucru. Mereu când un jucător străin are o reușită, el vrea mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. E o disperare după rezultate, după, da, după performanță, după... Sunt strict focusați doar pe ceea ce au de făcut și să progreseze. Mă întorc un pic, Sergiu, la ce spuneai mai devreme. Ai declarat anterior că e o situație mai complicată la echipa ta. Am văzut că nici în clasament nu stați foarte bine. Asta după o perioadă în care ați câștigat două trofee. Da, noi am plecat cu minus 5 puncte în campionat. Am fost depunctat din cauza unui proces pierdut, judecat acum, dar a început în urmă cu 20 de ani. Practic noi acum cu încă 5 puncte eram între primele 5 locuri. Dar chiar vorbeam cu antrenorul când m-am întors și acum înainte de meciul pe care l-am avut aseară și spunea că e o situație dificilă. Aveam 10 accidentați în momentul de față, din care 6 erau titulari. Da. Plus săptămâna trecută au intervenit cauzele de COVID la echipă și a trebuit să fie izolați în jur de 5 jucători, din care iar 3 erau titulari. Deci nu e ușor peste el să se trezească cu atâția jucători accidentați sau să aibă COVID și da, să creeze o echipă competitivă. Da. Dar spunea că e un sezon foarte dificil din punctul lui de vedere, mai ales că acum am început să crească cazurile și nu poate să-și mai facă planuri de la o săptămână la alta, nici măcar de pe o zi pe alta. După fiecare antrenament vorbește primul lucru cu fizioterapeutul și îl întreabă dacă au mai apărut accidentări sau dacă mai sunt jucători care se simt rău sau da, ca să știe ce are de făcut pentru următorul antrenament, următoarea zi. Starea jucătorilor infectați este ok? Sunt asimptomatici? Da, da, da. Este ok, din ce am înțeles. Sunt în regulă, au avut doar puțină febră, o zi și atât. În rest, sunt izolați și sunt monitorizați. Chiar dacă ai fost la Națională în perioada aia, ai regretat un pic că n-ai fost pe teren în Supercupa cu Legia? Sincer, nu. Pentru că am avut încredere în colegii mei. Am văzut că avem o echipă bună, o echipă competitivă. Am văzut o poză cu Râpă și Rivaldinho cu tricoul tău după meci acolo cu trofeul pe stadion. Da. Da. M-am surprins plăcut și mă bucur că s-au gândit la mine. Este, ca să răspund la întrebare, nu mi-a părut rău pentru că eram foarte mândru și fericit că eram în momentul acela la echipa națională. Și în plus de asta aveam încredere în ei că pot câștiga Supercupa, pentru că în fiecare zi mă antrenez alături de ei, în fiecare zi stau cu ei și da, știu ce pot, atât ca valoare, cât și ca caractere, ca atitudine și nu mi-e frică. Te-a surprins să-l vezi pe Cornel Râpă, colegul tău convocat, mă rog, anunțat pe lista preliminară pentru meciurile astea care urmează? El n-a mai fost de mult timp la prima reprezentativă. Păi da, dar el a fost mereu pe lista preliminară, adică nu e prima oară, a fost și înainte și dacă este acolo înseamnă că este luat în calcul și e un lucru bun pentru că joacă meci de meci, o face foarte bine și este doar decizia antrenorului dacă îl va convoca sau nu.
Voiam să te întreb, Sergiu, că tot ai adus aminte, care mai e situația cu pandemia acolo în Polonia? Din ce am citit, am văzut că lucrurile stau din ce în ce mai negativ, mai rău, 13.000 de cazuri ieri, plus problema Da, cealaltă cu protestele de numărul stradă. cazurilor a crescut. Ce mai văd și eu la televizor și mai aud, lumea a început să iasă în stradă pentru că oamenii vor muri de foame mai degrabă decât de COVID dacă se va continua așa. Au închis aici restaurantele, poți să îți cumperi doar la pachet sau livrări acasă. În schimb, magazinele sunt deschise normal, e voie 5 persoane la o casă demarcată în interiorul unui magazin. Da. Dar cu Cracovia este un oraș turistic și cu închiderea restaurantelor și a localurilor și a multor lucruri, turiștii clar nu vor mai veni, iar categoric, da. Orașul va suferi din acest punct de vedere. Plus, foarte mult la fiind oraș turistic, sunt foarte, foarte multe restaurante unde lucrează foarte mulți oameni care probabil vor sta acasă dacă acestea sunt închise și atunci, clar, lumea este nemulțumită. Cât despre proteste, au fost la nivel național? Sunt nu... Sau doar la Varșovia? Sunt la nivel, nu, sunt la nivel național, au fost și în Varșovia și în Cracovia, peste tot și lumea este din ce în ce mai mult. Pentru că ei doar vor să fie lăsați în pace să muncească. Și vorbind de COVID, eu nu înțeleg cum în unele țări lumea este speriată de COVID, dar în Ungaria am văzut un derby în acest weekend, Ferencvaros cu Újpest, a fost stadionul plin. Acolo nu mai există COVID. Ai văzut ce a fost la CSKA Sofia cu CFR Cluj? Stadionul arhi plin, fără exact. Pic de distanțare. Acolo și nu mai există COVID. Din punctul meu de vedere, pe un stadion mai ușor este să combați virusul decât într-un spațiu închis. Că vorbim de fotbal. Adică pe un stadion e simplu, poți să lasă 25% din capacitate. Dacă lasă 50% un scaun, da, un scaun, nu, este un aer liber, este... Da. Altfel este diferit față de un spațiu închis. Plus, trebuie să porți mască, aici chiar s-au dat deja restricțiile, este obligatoriu cu mască peste tot. În rest, toate lucrurile sunt normale, doar că acest lucru cu închiderea restaurantelor a creat puțină valvă, plus mai au ei războaiele lor politice și atunci, clar, lumea va ieși în stradă. Și cred că în multe țări, nu doar în Polonia, se va întâmpla acest lucru dacă se va continua așa. Da. Citeam că la proteste au participat și galeriile de fotbal. Toate galeriile de la toate echipele de fotbal din Polonia au ieșit în stradă și vor ieși mai mulți și cred că vor protesta până când vor obține ceea ce își doresc oamenii cu adevărat, să aibă o viață normală și să continue viața așa cum e. Nu ai ce să faci, pur și simplu nu ai ce să faci. Cred că de atâtea luni ne chinuim să ne luptăm cu acest virus și nu reușim să facem nimic. În afară de a respecta restricțiile cu masca, cu igienizarea, cred că și să ok, să pe cât posibil să evităm lucrurile aglomerate, să strictul necesar, dar de ce să lucrurile avem nevoie? Tu și familia ta cum resimțiți această pandemie, restricțiile și tot ceea ce se întâmplă în Polonia în momentul de față? Sunteți în regulă, nu? Da, suntem în regulă. Noi acum am stat foarte mult în casă pentru că apărând cazuri de COVID la echipă, trebuie să stăm oarecum izolați, doar să mergem la antrenament și atât. Și la antrenament mergeam direct schimbați de acasă, coboram din mașină, intram pe teren, făceam antrenamentul, iar apoi urcam în mașină și plecam direct acasă. Adică nu mai stăteam împreună la discuții, nu mai aveam voie în vestiar, iar cred că și săptămâna asta se va continua așa, să se evite orice pericol de a apărea cazuri noi. Când au fost depistați că colegii pozitivi am fost testați toți, cei depistați pozitiv au fost izolați, iar ceilalți am urmat protocolul acesta cu ne mai întâlnindu-ne în vestiar, ne mai având tangențe unul cu altul, am putut controla cât de cât. Că tot ai adus aminte de... Că despre mine și familia mea, cum am zis, în perioada aceasta am stat în casă, dar în rest
ne comportăm normal, adică e un antrenament, ei stau acasă până la prânz, la prânz avem programul nostru împreună de odihnă, iar apoi Da. ieșim la plimbare. De afară purtăm mască, nu intrăm în spații aglomerate, dacă trebuie să mergem la magazin, mergem la magazin. Avem o viață normală, dar oarecum limitată. Deci spui că lumea, în general, nu mă refer la tine sau la colegii tăi de echipă, lumea e mai mult panicată de repercusiunile financiare care s-ar putea ivi decât de efectele propriu-zise ale pandemiei, nu? Acolo în Polonia, cel puțin. Da. Așa este. Așa este. Am fost în vizită la președinte și a zis că e foarte dificil să mai fie un lockdown cum a fost în martie-aprilie, pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi o perioadă mai neagră decât a fost după război. Și cred că va evita și va face tot posibilul ca să se întâmple acest lucru. Totuși se gândește la oameni, se gândește la siguranța lor, dar în același timp se gândește și la traiul lor, pentru că da. Cei care au probabil nu sunt foarte afectați, dar cei care nu au și trăiau de pe zi pe alta, cu siguranță vor fi foarte afectați și atunci trebuie să aibă grijă și de ei. Voiam să te întreb, că tot ai adus aminte acum de vizita ta la președinte, cum a fost, cum a decurs acea întâlnire? S-a întâmplat după ce voi ați câștigat Cupa Poloniei, nu în urmă cu câteva luni. Cum te-ai simțit? A fost o experiență inedită pentru tine, totuși. Da, el fiind din Cracovia, a fost invitat la finala cupei, dar plus că e suporterul echipei noastre, a fost invitat la finala cupei, dar din cauza acestei situații cu aceste pandemii, nu a putut să vină. Și atunci, câștigând cupa, ne-a invitat la un prânz la dânsă pentru a-i arăta cupa și pentru a ne mulțumi, pentru că, după cum am zis, el este fan Cracovia și este din Cracovia. A fost foarte frumos, a fost foarte deschis. A vorbit normal, ca un om normal, nu aveai senzația că este președinte, îți vorbea ca un prieten despre orice situație, răspundea la orice întrebare da. Cu eleganță și nu se sfia să nu răspundă, deci este un om fantastic, din punctul meu de vedere, este un om cum ar trebui să fie un președinte. Nici n-ai simțit că ai fi jucător străin acolo, nu? Adică cum te-ai simțit tu din perspectiva unui român primit de președintele Poloniei într-un asemenea cadru? Nu, deloc. M-am simțit mândru în primul rând, pentru că un jucător străin, cum ai spus, a fost invitat la președintele Poloniei. Și mi-a arătat un respect imens, adică nu am avut nimic împotrivă, că nu sunt polonez, împotrivă, m-a respectat enorm. Și în același timp a fost o experiență foarte frumoasă, pentru că am văzut și eu cum, oarecum, ar fi viața, ziua în viața de președinte și nu este ușor, nu da, este da. Ușor deloc. Mă uitam pe imagini, de fapt le-am văzut la tine pe Instagram în urmă cu câteva săptămâni și mă gândeam, băi, noi România nu cred că o să vedem prea curând așa ceva, în fine, nu intrăm în discuții politice, însă într-adevăr a fost o ipostază aparte, cea la care ai luat, la care ai fost da, atunci. Da, chiar a fost, după cum am zis, am fost surprins de atitudinea lui și de felul cum ne-a tratat și merită respect. Situația pe stadioane cum e? Că tot vorbeam mai devreme de Ungaria și ceea ce se întâmplă prin alte țări. Știu că voi la un moment dat jucați cu 50% din capacitate, apoi s-a mai redus și acum înțeleg că deloc. Acum s-au închis stadioanele, se joacă cu porțile închise pentru că a crescut numărul cazurilor, dar la începutul sezonului a fost 50%, iar după ce au crescut cazurile au redus la 25%, iar acum e 0%, se joacă fără spectatori pentru că nu e posibil și pe cât posibil încearcă să evite focare de infecție. Dar cum am zis, eu cred că pe stadioane se poate combate mai ușor virusul decât chiar și decât galeriile în spațiu închis. Crezi că pot fi ținute sub control? Mă refer la nucleul de ultras care, mă rog, au o manifestare diferită, conduită diferită, știm cum se
Cum se procedează la ele? Depinde. Dacă ești organizat ca și organizarea unui meci cu stewards, eu cred că pot fi. Adică lumea înțelege, nu cred că sunt animale. Un om, dacă explic ceva, eu cred că înțelege. Mai ales că în Polonia le place fotbalul, le place foarte mult să meargă la stadioane și atunci, Da. pe dragul de a merge la stadioane, cred că orice reguli s-ar impune, le-ar respecta. Dacă ar fi să compari atmosfera din Polonia pe care o simțeai când se jucau cu stadioanele pline, cu capacitatea normală, comparativ cu ce jucai, cu ce trăiai pe la Dinamo, cum ai pune în balanță așa? Nu există termen de comparație. Dinamo era puțin ciudat pe Ștefan cel Mare, pentru că știm cu toții este un stadion vechi și Da. atmosfera nu e ca și cum ar fi pe Arena Națională, de exemplu. Iar pe Arena Națională, cu Dinamo mereu au fost foarte frumoase și tare meciurile FCSB, când erau derbiuri, când veneau toți fanii la stadioane. În rest, prin deplasare, lumea venea mediu, ca număr de într-un număr mediu, iar stadioanele nu se compară cu cele din Polonia, aici sunt doar stadioane noi, oamenii vin mereu la stadioane, toate echipele aproape jucau cu stadioanele pline sau cel puțin 75%, indiferent că erau echipe care se băteau la retrogradare sau Am văzut echipe care se imagini, băteau la da. titlu. Noi ducem Deci dorul de așa ceva. nu poți să compari. În afară de Craiova, în România, nu mai știu acum, nu vine minte echipe care sezonul trecut, când era cu fani, umpleau stadioanele sau cea mai mare parte a stadionului. Nici mie nu-mi vin în minte pentru că, din păcate, nu sunt. La FCSB nu prea mergeau, la CFR mergeau când cum, la Dinamo nu prea mergeau, la... Nici nu știu, nu mai vorbim de Media și Iași Da. sau O echipă care Voluntari. avea suporteri când jucam prima ligă și umplea stadionul și într-adevăr se crea o atmosferă frumoasă era Petrolul Ploiești, însă mă rog, nu mai sunt în prima ligă, nu mai vin nici la ei Au fanii fost cum multe veneau ei. echipe care umplu asta, și Petrolul Ploiești, și Timișoara, și multe echipe, dar din păcate nu mai trăim vremurile acelea. În curând, oricum, nu cred că se va mai juca cu spectatori până nu se găsește o soluție. Nu știu ce soluție s-ar putea găsi în viitorul apropiat. Eu sper cât mai repede, pentru că simt lipsa suporterilor pe stadioane și a atmosferei de meci. Nu e tot una când joci cu un stadion plin, indiferent că joci acasă sau în Da. deplasare, sau când joci cu stadionul gol. Este Practic, te simți mai foarte puțin ciudat. fotbalist decât în mod normal, adică joci ca într-un Da. cadru de antrenament trist, așa, auzi toate Exact, indicațiile tu ai și la fost televizor obișnuit este să groaznic. joci. Tu le trăiești de pe Ai teren, fo dar și ai la fost televizor. un, tu ai fost obișnuit într-un anume mod, cu strigăte, cu țipete, cu înjurături, cu aplauze, cu tot, și iar acum joci cu stadionul gol. Da. Este trist, este trist. Iar cred că farmecul acestui sport, farmecul fotbalului, sunt farmecul cu adevărat, adică emoțiile de la un meci sunt fanii, cred eu. De acord. Am auzit și în România fotbaliști spunând, domne, ne dor de suporteri și să ne înjure și să ne critique, să ne facă cu ou și cu oțet decât atmosfera asta tristă. Da, cum am zis și mie în Polonia, când jucam în deplasare cu stadionul plin și ne huiduiau, mie îmi plăcea maxim. Chiar și în România, dacă aș juca oriunde, dar fi stadionul plin, indiferent că sunt stadioane mai vechi, mi-ar plăcea, pentru că e diferit, e alte emoții, e altă ambiție, e totul e diferit. De acord. Sergiu, mai spuneai la conferința de presă susținută în România înainte de meciul cu Islanda că, mă rog, ți-ai prelungit contractul până în 2025, am văzut și anunțul oficial al celor de la Cracovia, însă ai spus un lucru interesant, că ai avut o ofertă. Da, am avut ofertă din Franța. Din Și prima ligă, ce s-a iar... întâmplat, dacă poți să ne spui? Franța, prima ligă, interesant. Nu ai fost lăsat Nu, de club să pleci? clubul nu a fost de acord ca să plec. La Cracovia este un proiect foarte mare în momentul de față.
A venit acesta antrenor acum 3 ani și chiar și el și-a prelungit contractul pe încă 2 ani. Avem o relație foarte bună, bazată pe respect, profesionalism, tot ce trebuie unei relații jucător-antrenor sau capitan-antrenor, fiind acum capitan. Și clubul a considerat că nu e nici momentul, nici suma potrivită pentru care aș pleca. Iar pentru a fost inițiativa lor pentru a mă face fericit, respectat și motivat în continuare. Da. Mi-au propus o prelungire de contract și bine, spuneai pentru și a la rămâne conferință, aici. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să duci contractul ăla la bun sfârșit. Dacă ar apărea nu se alte... știe. În fotbal totul este dinamic în ziua de astăzi și nu știi ce se va întâmpla, nu știi ce se va întâmpla mâine, mai ales acum în situația asta. Deci, dar cu siguranță la Cracovia nu vor fi niciodată probleme cu banii, nu vor fi întârzieri salariale, nu vor fi întârzieri de bonusuri. Deci suntem, cred că, cel mai stabil club din Polonia, din punct de vedere financiar. Nu cred, sunt sigur că Chiar suntem și cel mai peste stabil. Legia sau... Da. Deci stabil nu există, după cum am zis, nu există o zi de întârziere. Câteodată primim salariu mai repede și depinde cum... Dacă te aud băieții de la Dinamo, Sergiu... Cum pică, depinde cum pică 15, data de 15 a lunii. Dacă pică în weekend, primim mai repede, să nu fie probleme. Da. Ne poți spune numele echipei din Franța care te-a ofertat? Iar acum nu pot să spun pentru că este mai bine. Este o echipă bună. Nu este PSG, dar este o echipă bună. Nu e un deja vu pentru tine pentru că presa a scris când erai la Dinamo, în perioada ta de vârf de la Dinamo, că ai avut oferte din Franța, dacă mi-aduc eu bine aminte, și cred că mi-aduc bine aminte. Nu știu dacă tot ce s-a scris atunci s-a... Se pare că mă leagă ceva de Franța. Nu a fost momentul. Dacă de două ori am ratat să merg, poate voi merge 3 ore. Nu se știe niciodată. Cum am zis, în fotbal tot este dinamic. Dar, sincer, nu... Am mai trecut timpul, am mai căpătat și eu experiență, m-am mai schimbat puțin și nu mai am aceleași sentimente sau nu mai fac aceleași greșeli pe care le-am făcut când eram la Dinamo, când poate ziceam că nu sunt disperat să plec, dar în mintea mea gândeam altceva și acest lucru poate se vedea pe teren. Dar cum, ca să termin cu clubul la care joc, cu Cracovia, cum am zis, plus că e un proiect în care baza noastră este gata în maxim o lună, trebuie să ne mutăm la ea, e o bază nouă, ultra modernă, a fost investită 10 milioane de euro în ea și dacă acest sezon, din punct de vedere sportiv, este mai dificil pentru că noi am plecat cu minus 5 puncte și s-a scos și play-off-ul și play-out-ul din sezon, este un sezon de tranziție, un sezon de formare a unei echipe foarte puternice, iar la anul să ne batem la titlu. Avem și acum echipa aceasta, dar este puțin dificil pentru că în Polonia 5 puncte în lupta pentru titlu sunt enorme. Ai jucat și în preliminariile Europa League vara aceasta, toamna aceasta, mă rog. Fără... Da, cu Malmo. Te așteptai la un parcurs mai lung? Sincer, da, dar am întâlnit o echipă bună. Bună spre foarte bună. Malmo, o echipă care... A știut ce are de jucat, a fost foarte organizată, foarte agresiv, bun, individual, fiecare jucător. O echipă omogenă care joacă de 3-4 ani împreună, majoritatea, 8-9 jucători în echipă joacă de 3-4 ani împreună și a fost puțin dificil. Noi schimbând foarte, foarte mulți jucători în această vară, cum am zis, din diferite motive, s-a schimbat puțin și stilul nostru de joc și nu e ușor. Gândiți-vă, nu e ușor la echipă de club, ca să fac o comparație, nu e ușor la echipă de club în câteva săptămâni, luni, să faci echipă omogenă, competitivă, dar la națională într-o săptămână. Cu jucători care vin din diferite campionate și au stiluri de joc diferite. Sergiu, inevitabil n-am cum să te întreb și despre ceea ce se mai întâmplă pe la Dinamo. Presupun că ai văzut sau ești la curent cu ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Sepsi. Nu știu... Te-am mai ascultat primăvara asta, ai avut diverse intervenții pe la televizor, pe la fel și fel de emisiuni.
în care vorbeai despre situația complicată de la Dinamo, te așteptai, presupun, și tu să se soluționeze cumva toate lucrurile astea, dar iată că, practic, te întrebăm același lucru pe care te întrebam în urmă cu ceva timp. Ce părere ai despre haosul de la Dinamo? Sincer, cu banii, cred că au fost probleme tot anul acesta la Dinamo. Adică, din punctul meu de vedere, orice se întâmplă acum pozitiv și băieții își primesc bani și tot revine normal, pare un miracol. Dar, din punct de vedere sportiv, mă așteptam în această perioadă, după venirea lui Contra și acestor jucători, să aibă rezultate mai bune. Pentru că, dacă stai să te uiți, sunt jucători buni peste media ligii întâi, dacă e individual. Așa cred eu, din ce așa credeam spune și noi, dar și rezultatele spun altceva și prestația lor. Și din ce au arătat în unele meciuri, dar nu e de ajuns. Trebuie să arăți pe teren, exact cum ai spus. Trebuie să fii prezent și plus, cu atât mai mult, trebuie să dai mai mult la un club ca Dinamo. Dacă erau la altă echipă în Liga 1, poate nimeni nu avea așteptări foarte mari de la ei. Dar fiind la Dinamo, toată lumea are așteptări imense. Par destul de dezinteresați, adică sigur nu realizează ce spui tu, clubul la care sunt. Nu știu dacă realizează clubul la care sunt, pentru că în acest moment nici suporterii nu pot veni la stadion, dar dacă puteau veni la stadion, cu siguranță realizau. Da. Și probabil că atitudinea și starea lor de spirit era alta, dar timpul nu e pierdut încă atât, dar trebuie să până la urmă să aibă rezultate, că degeaba joacă bine în unele meciuri dacă nu au rezultate. Cred că la Dinamo cel mai important lucru în momentul de față la Dinamo sunt rezultatele. De acord. Ți se pare plauzibil scenariul conform cărora acești jucători să fi luat cumva de sus campionatul României, să-l trateze așa cu puțină superioritate și să fie surprinși de ceea ce au găsit de fapt în el? Adică au zis, domne, venim, jucăm din talent, noi suntem jucători cu 10 meciuri din Spania și Premier League. De asta am zis, că nu mai joacă CV-ul, trebuie să arăți pe teren. Și este posibil să fie avut o altă impresie. Dar cred că după aceste meciuri, după aceste înfrângeri, își vor da seama că lucrurile nu stau chiar așa cum au crezut ei și cu siguranță vor avea o altă față, o altă atitudine. Eu cred în valoarea lor, eu cred în valoarea și capacitatea lui Contra de a-i motiva și aștept să se văd că încet, încet încep să câștige meciuri și să urce în clasament. Tu îl cunoști bine pe Cosmin Contra pentru că ai avut acea perioadă foarte, foarte bună de la Dinamo sub comanda lui când v-ați luptat la titlu în sezonul ăla. Da. Nu știu, crezi că va continua? El este un tip ambițios și foarte devotat și nu e genul de om laș care să fugă atunci când e greu, cu siguranță nu. Eu cred că va continua, dar cu siguranță. Acum îl știu pe dânsul, dacă până acum a fost prietenul lor, să zic, eu cred că se va schimba puțin și va fi altfel cu ei, pentru a-i face să înțeleagă că trebuie să câștige, că sunt la Dinamo și doar aceasta este calea. Sergiu, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta din această dimineață. A fost o plăcere, te mai așteptăm și cu altă ocazie și îți urăm recuperare cât mai rapidă. Să fie, Doamne ajută. Noi ne revedem în scurt timp cu Ciprian Maric, fostul internațional al echipei naționale, însă până atunci vă invit să urmărim un interviu realizat de colegul meu Vlad Nedelea la Sfântul Gheorghe cu Laszlo Diozeghi, patronul lui Sepsi, imediat după meciul câștigat de Covăsneni în fața lui Dinamo 2-0 sâmbătă. Dinamo are niște jucători de valoare, dar încă n-au echipă. Sunt 100% că peste o lună jumate altfel o să arate echipa Dinamo, dar eu cred că noi am fost astăzi senzaționali, am avut cel puțin 5-6 ocazii clare de gol, cred că meritam victoria cu prisosințe. Dinamo are niște jucători cu niște salarii de 20-25.000, 30.000 de euro, la Sepsi sunt băial, plafon salarial, pe teren nu s-a văzut această diferență. Nu vreau eu să comentez salariile la Dinamo, la noi salariile sunt sub 10.000, Eu așa consider că și un salariu de 8.000 în România este un salariu normal în prima ligă. Nu este treaba mea eu să comentez ce salarii au cei de la Dinamo. Un singur lucru pot să spun. Astăzi am jucat extraordinar și sunt extraordinar de mândru de băieții mei și
și cred că a fost cea mai frumoasă victorie de când suntem în prima ligă. Obiectivul este calificarea în play-off. Simțiți că este din ce în ce mai realizabil, având în vedere modul în care se exprimă echipa? Da, echipa joacă bine, dar trebuie să spunem că suntem la etapa 8-a. Deci mai sunt încă 7 etape de jucat până în iarnă, după aia mai sunt încă 15 etape. Deci e prematur să vorbim de play-off, dar eu așa consider că dacă rămâne unitatea grupului și dacă nu o să intervine, cine știe, Doamne ferește, îmbolnăviri de COVID sau accidentări, eu cred că merităm să fim în primii 6. Da, l-am ascultat pe Laszlo Diosek, patronul celor de la Sepsi, vorbind despre victoria cu Dinamo. Sepsi o învinge din nou pe Dinamo, devine cumva echipa din Sfântul Gheorghe coșmarul Dinamo, a mai învins-o și în trecut. Până să stabilim conexiunea cu Ciprian Marica, vă invit să citiți pe gsp.ro investigația realizată de colegul meu Costin Ștucan privind fața nevăzută a spaniolilor care au preluat Dinamo. Sunt foarte multe lucruri interesante acolo. Conexiunile lui Rufo Colado, directorul sportiv al echipei, cu diversi controversați oameni de afaceri din România. De exemplu, cum au început și cum s-au terminat unele proiecte internaționale ale firmei conduse de Rufo Colado, ce fotbalist român este partenerul lui Rufo Colado, ce spune firma cu director saudit pentru care lucrează Rufo Colado despre investiția de la Dinamo, plus o pretinsă relație de prietenie cu Cristi Borcea. Dinamo, cum spuneam, continuă să fie într-o situație complicată în Liga 1. Chiar și după venirea investitorilor spanioli, Dinamo a ajuns din nou în zona locurilor retrogradabile, practic aceeași zona a clasamentului unde se afla și în sezonul trecut. Jucătorii veniți în această toamnă întârzie să confirme statutul pe care au venit în România, au dezamăgit crunt în aceste meciuri. Cosmin Contra chiar a spus că va schimba foaia în curând și va începe să folosească jucători tineri. Să vedem ce se va întâmpla la Dinamo. Până atunci, vreau să-i urez bună dimineața lui Ciprian Marica. Bună dimineața! Ce faci, Ciprian? Uite, am așteptat telefonul vostru și încă n-am plecat de acasă. Ce faci? Vreau să te întreb așa, să trecem rapid prin câteva subiecte de interes din fotbalul nostru și voiam să te întreb în primul rând de Dinamo, pentru că e subiectul care arde inevitabil din nou probleme la Dinamo. Ai văzut meciul cu Sepsi, ai văzut tot ceea ce se întâmplă, haosul ăla de la echipă? Care e părerea ta, optica ta despre lucrurile acestea? Mai am văzut. E clar că e o stare de tensiune, se vede și în jocul echipei. O dezorganizare totală și o lipsă de claritate în joc, o idee clară. Vorbeam și cu Cosmin Contra și spuneam, băi, nu înțeleg sincer ce se întâmplă. Neliniștea asta, sigur, financiar contează. Faptul că au venit jucători noi, că se tot vorbește de spanioli ăștia care, până la urmă, e adevărat, întâmpină probleme în a aduce cash flow-ul necesar pentru gabaritul la care s-au înhămat, să spunem așa, și lucrul ăsta se resimte și în jocul echipei, după părerea mea. Văd o tensiune, văd o neliniște, o dezorganizare. Se vede că nu e liniște și pace acolo. Mi se par jucătorii dezinteresați, adică simt și ei că sunt probleme financiare, nu au siguranța că își vor primi salariul pe card când trebuie să-l primească și, din pricina acestui fapt, atitudinea lasă de dorit pe teren. Altfel, altă soluție, altă explicație nu găsesc, pentru că sunt totuși jucători care au un CV. Nu joacă CV-ul, ok, dar ai jucat în Premier League, ai jucat în La Liga, mă așteptam ca în România măcar să ai o prestație ok, ceea ce nu văd la Dinamo. E adevărat. Din păcate, și jucătorii sunt primii care resimt chestia asta. Exact cum bine spui și tu, faptul că mulți dintre ei sunt neplătiți. Cei noi, sigur, nu au ajuns la scadență, însă resimt pe tensiunea celorlalți. Și atunci, clar că știind că nu îți vei primi bani, știind că, eu știu, sunt ceva probleme și s-aud tot felul de zvonuri care, clar, aduc o stare de tensiune în cadrul echipei și lucrul ăsta se resimte și în teren. Pe de altă parte, ce îmi pare rău e că Contra nu găsește încă cheia, nu găsește soluția în astfel de situații să reușească să păstreze calmul, liniștea. El e un tip și un antrenor care transmite o tensiune, o stare de tensiune acolo unde există liniște. În momentul în care
la Dinamo e deja tensiune. Eu cred că Cosmin Contra, prin felul lui de a fi, creează o tensiune și o presiune și mai mare asupra jucătorilor. Ei bine, în situații de genul ăsta, cred că la Dinamo astăzi, mai mult decât orice, e nevoie de liniște. Iar tensiunea asta, bine, asta e felul lui de a fi, asta a fost și ca jucător, asta este și ca antrenor. Cosmin Contra îți dă o energie în plus, îți dă o tensiune în plus, da? Ei bine, cred că în momentul ăsta la Dinamo tensiunea deja e la cote foarte mare. Ai văzut, și deci că aici ar trebui să vină Contra și să reușească să pună apă pe focul care e deja acolo. Spui că reacția agresivă a lui Contra de la finalul meciului cu Sepsi poate că nu și-avea locul, adică i-a criticat dur pe jucători, a criticat atitudinea și au spus că n-au personalitate. Practic, tu ai fost jucător, nu își pune un pic vestiarul în cap, un vestiar și așa învolburat? De asta spuneam, asta e firea lui, asta e temperamentul lui Cosmin Contra. L-am văzut de nenumărate ori ca jucător și l-am simțit și ca antrenor. Sigur, încă Cosmin Contra e un antrenor tânăr care are nevoie de astfel de situații în care să simtă pe pielea lui până la urmă și o situație de tensiune și o situație de acest gen cu jucători care au personalitate. Eu nu cred că acești jucători nu au personalitate, din contră. Ei au personalitate foarte mare și resimt foarte bine situația care este astăzi, adică tensiunea de acolo, tocmai pentru că o conștientizează. Problemele clar nu sunt doar la nivelul exprimării jocului, la nivelul acestor transferuri făcute acum și la nivelul băncii tehnice. Problemele escaladează un pic, se duc către conducere, pentru că vedem din nou probleme financiare. Cum vezi tu ceea ce se întâmplă cu acești investitori de la Dinamo? Pentru că sunt multe semne de întrebare, multe lucruri care le pui așa pe hârtie și nu ajungi la un numitor comun când stai să le analizezi. Nu știu, tu ești un om care a spus întotdeauna lucrurile verde în față, fără ocolișuri. Crezi că s-ar putea dovedi o țeapă? Păi mi-e greu să cred chestia asta, însă ceva se întâmplă acolo. De ce spun asta mi-e greu să cred? Pentru că oamenii ăștia, pe lângă transferurile pe care le-au făcut, au angrenat undeva la 15 oameni, 15 spanioli mai exact, în cadrul clubului. La nivel administrativ, la nivel tehnic, și aici vorbesc de șef centru copii și juniori, au adus chiar și copii și juniori de perspectivă. Da. Foarte, foarte mulți, departament de scouting, CEO, director tehnic, adică au angrenat foarte mulți spanioli, oameni, în acest proiect. Și din punctul de vedere, mă gândesc că plus transferurile pe care le-au făcut, cât de inconștient să fii, să-ți pui și oamenii tăi, adică spaniolii tăi, să ți-i pui în cap oarecum dacă vrei să faci un bluf. Mi-e greu să cred. Tocmai de aceea cred că totuși ceva se întâmplă acolo, de infuzia asta de capital nu vine așa de ușor. Probabil sunt alte probleme. Eu cred totuși că sunt probleme de altă natură, repet, nu că nu ar vrea. Cred că s-a întâmplat ceva acolo, se întâmplă ceva acolo, de întârzi această infuzie de capital. Totuși, dacă banii nu vor veni la un moment dat, soarta clubului ăsta e în mare, mare pericol, pentru că au evitat cum au evitat din un faliment, însă nu știu cum l-ar mai evita dacă spaniolii nu bagă bani și dacă spaniolii pleacă. Nu știu cine ar mai veni. Suporterii au făcut un lucru remarcabil, Ciprian, dar nu știu dacă pot să mențină același ritm din punct de vedere financiar la infinit. Nu pot să susțină singur clubul ăsta. Ceea ce este de punctat este că acești spanioli sunt la prima experiență cu un club de fotbal. Și din punctul ăsta de vedere, nu înțeleg sau nu știu că, indiferent, poți să spui tu că o să aduci. Problema e să aduci atunci când trebuie, atunci când e necesar. Așa cum bine spuneai și tu, Dinamo are nevoie urgentă de capital pentru că lucrurile nu pot funcționa din mai multe puncte de vedere. Și lucrul ăsta, repet, se vede pe teren. Tot aud că mâine, săptămâna care vine... Auzim asta de luni de zile, adică... Exact, deja e prea mult, deja... Cred că toată lumea a ajuns la o saturație și chiar și oamenii lor, din câte înțeleg, au o tensiune și resimt această presiune a banilor. Tu ai negat, Ciprian, declarațiile lui Dănuț Lupu, care spunea că ar fi vrut să se împrumute de la tine. Însă ne poți spune care au fost culisele sau, mă rog, ceea ce ne poți divulga despre ce ai discutat-o cu spaniolii despre birouri? Pentru că și acolo sunt niște lucruri
ciudate. Am înțeles că ei s-ar muta înapoi la Săftica, au închiriat niște birouri, dar n-au bani să plătească chiria și înțeleg că cu tine au vorbit tot despre niște birouri pe care ar vrea să le închirieze sau să se mute în clădirea aceea. Da, treaba e cât se poate de simplă. Căutau să se mute aproape de stadion, au fost să vizioneze mai multe birouri, au ajuns într-o zonă, sau mă rog, pe Dorobanți, unde am o clădire de birouri acolo și au vizionat niște birouri. Ulterior mi-au spus că îmi confirmă că își doresc să vină acolo și că le convine și prețul și dotările care au fost agreate de către mine. Ulterior, rămânând să semnăm contractul și mi-au spus că săptămâna care vine vor veni la București, adică asta. Și n-au mai venit. Mi-au spus sau n-ai mai primit niciun semn. E luni. Te-au mai contactat? Asta. Văd că nu știu promisiunile față de nimeni. Spuneau că vor să-l angajeze cumva, să-i oferă un post lui Ion Crăciunescu și că urmează să-l caute. Nu l-au căutat. Ion Crăciunescu a și avut o reacție la DigiSport în care spunea că nu sunt oameni de cuvânt. Parcă așa din toate părțile. Nu m-aș grăbi să spun lucrul ăsta. În ceea ce mă privește, mi-au spus că vom discuta săptămâna asta. Dar dacă ipotetic ți-ar cere bani pentru Dinamo, ai vrea să le să-i împrumuți? N-aș vrea să merg atât de departe. Eu cred că atunci când te înham la un astfel de proiect, ai toate cărțile făcute, știi despre ce, la ce te bagi. Eu cred că împrumuturile astea, despre care, mă rog, se tot creează, cred că sunt foarte mici, până la urmă, sumele despre care se discută. Dinamo are nevoie de o infuzie de capital masivă, mult, mult mai mare decât sumele de împrumut pe care se micurează, care oricum nu sunt adevărate, deci iertați-mă. Un lucru vreau să te mai întreb despre Dinamo Ciprian, pentru că, uite, îl întrebam și pe Sergiu Hanca mai devreme și vreau să te întreb și pe tine, ai jucat fotbal la un nivel înalt, înconjurat de fotbaliști mari. Ți se pare cumva că fotbaliștii ăștia de la Dinamo, transferația cu, au venit cumva în România și au tratat cu superioritate liga, ceilalți jucători, celelalte echipe, gândindu-se că doar din talent și CV pot să facă diferența și au avut un șoc. Alex Chipciu, aseară, după voluntar CFR Cluj 0-1, spunea ceva de genul, lumea spune că e nivelul slab, dar vă asigur eu de la firul ierbii că nu e nivelul slab. Nu, cu siguranță că n-aveau habar despre liga din România. Fără doar și poate că au crezut că merge și din poanie, să spunem așa. Și au simțit pe pielea lor că, totuși, nivelul ligii întâi nu este cel mai ridicat, însă, clar, atunci când tratezi jocurile cu neseriozitate, când tratezi jocurile lejer, lucrul ăsta se simte. Am văzut echipa lui Sepsi, o echipă care pune piciorul la minge, o echipă care arțăvoasă, care știe jocul foarte bine. E clar că atunci când iei de sus sau te consideri superior, fotbalul te pedepsește și asta am văzut în meciul lui Dinamo. Ciprian, un ultim lucru vreau să te mai întreb în emisiunea aceasta, pentru că ne apropiem de final. Au trecut meciurile României, a trecut și barajul de tristă amintire cu Islanda, au trecut și meciurile din Liga Națiunilor, se apropie altele, însă continuă dezbaterile despre postul de selecționer al echipei naționale și voiam să te întreb și pe tine, crezi că Mirel Rădoi ar trebui să continue la echipa națională? Și apoi vreau să te întreb. Doar și poate. Poftim? Fără doar și poate, cred că ar trebui să continue. S-a angrenat la o muncă. Sigur, două dintre obiective au fost ratate. Mă refer aici la baraj și la Liga National League, unde nu mai avem prea mari șanse. Da, totodată aș merge mai departe cu Mirel Rădoi, pentru că de-abia acum începe să realizeze, să conștientizeze. A venit și a încercat să facă altceva. Până la urmă, valoarea lotului și realitatea fotbalului românesc ne-am arătat-o sau a cunoscut-o. Abia acum cred că și-a făcut cu adevărat o părere și o impresie. Cred că de acum încolo va aborda altfel jocurile, nu va mai fi atât de încrezător și eu aici îl judec puțin pe Mirel Rădoi, pentru că a avut timp și știa foarte bine ce lot are la dispoziție. Ar fi trebuit să își cunoască foarte bine și adversarul, pentru că iarăși a avut timp.
Și în aceste jocuri pe care le-am văzut, am văzut că nu ne-am surprins absolut deloc adversarul. Am văzut că tactica aleasă de joc și alcătuirea primului 11 nu a fost cel mai inspirat și asta a demonstrat-o cele trei schimbări la pauză. Da. Clar că ai greșit formula. Ulterior, iar și la nivel declarativ, cred că Mirela 2 a greșit. Din mai multe puncte de vedere. Discursul ăsta prea avântat, așa... Da, nu, ne spune Mirela 2 că vrem să jucăm mai ofensiv. Mai vrem să facem spectacol. Dacă am fi pierdut cu 4-3, aș fi înțeles, dar am pierdut cu 4-0. Mă rog, sunt multe lucruri acolo. Vorbește de omogenitate de grup și schimbăm câte 4-5 jucători la fiecare partidă. Nu poate exista nicio omogenitate, nicio forță a grupului, nu, exclus, nu există așa ceva. Mă rog, sunt multe lucruri de discutat, însă cred că Mirela 2 trebuie să continue, pentru că experiența asta acestor jocuri, cred că l-a trezit și o să analizeze mult, mult mai bine și o să eu știu, o să reacționeze altfel. Da. Sunt convins de lucrul ăsta. Deși lumea s-a ferit, o spune inițial, mai ales că a avut debutul ăla extrem de pozitiv cu victoria din Austria, acum, după înfrângerile astea trei la rând care au venit, lumea a spus trecerea prea bruscă de la Național Under 21, nu-l recomanda mai nimic să fie antrenorul primei reprezentative. Ți se pare că a fost o trecere, că e dificil să faci saltul ăsta, adică de la Under 21 la Naționala Mare? Cu siguranță. E un salt fantastic și vedem asta nu numai la antrenorul echipei, vedem asta la jucători, pentru că eram atât de euforici după acel turneu final de la sub 21, în care v-am spus, haide toți, acum venim la echipa de seniori. E bine, vedem că e alt nivel. Nu trebuie să ne grăbim cu trecerea acestor tineri la echipa de seniori. Trebuie să se maturizeze, trebuie să iei ușor, ușor, să aibă lângă ei niște lideri, niște oameni cu experiență, lângă care să crească. Ne-am grăbit și vedem că astăzi se vede lucrul ăsta și disperarea în Liga 1, vedem obligația asta de a juca și la Liga 2, de doi jucători schimbați după 30 de minute, undeva, știți cum e, greșeala nu vine doar din punct de vedere tehnic, doar de pe banca tehnică. Lucrurile sunt și acolo la nivelul federației, unele greșeli și unele decizii care afectează astfel jocul primei reprezentative. Adică oricât ar vrea Răzvan Burleanu să-mi spună că nu e vina lui, că el e pe partea administrativă, greșelile pe care le face și deciziile pe care le-a luat la nivelul Ligii 1 se văd și la echipa națională. Trebuie să și le asume. Atât de mult și-a asumat această regulă sub 21, că am avut rezultate la sub 21. Și că vezi, Doamne, vai ce bună regulă e. Doamne, te-ai hazardat. 3, 4, 5 jucători sub 21 care să fie buni, spre foarte buni, spre prima ligă, îi aveam indiferent. Și că era regula asta și că nu era, tot cam mai era procentul. Adică nu e ca și când am vândut acum, să vând ăștia sub 21, o nebunie, vindem pe bandă rulantă, creștem buget. Dom'le, nu se vede impactul ăsta decât pe terenul rezultatele proaste ale echipelor. Și în, eu știu, mascarada asta care e cu schimbarea jucătorilor, minutul 2, minutul 1, e un circ total, după părerea mea. Am încercat să văd... E total în capul antrenorului care trebuie, nu știe ce schimbări să facă. Stai puțin, că nu poți să-l schimbi pe ăla, că trebuie să bag sub 21. Stai, e o nebunie totală. Lucrurile trebuie să se întâmple în mod natural. Trebuie să vină conform valorii pe care o ai, nu să fie forțați cu acești copii care se chinuie, un de serviciu pe care îl faci. Mă rog, sunt multe, multe lucruri de discutat și cred eu că deciziile astea au fost luate greșit. Mă refer la doi jucători, 21. Am încercat și eu să găsesc părțile pozitive ale acestei reguli, însă când văd jucători schimbați după un minut, după două minute, după trei minute, strategii gândite pentru a folosi doi jucători under 21, tactici date peste cap din cauza acestui lucru, nu știu, parcă îmi dau senzația unui meci amical, așa, când văd jucători scoși imediat. Valentin Borcea la Dinamo, să mă ierte, dar e folosit absolut degeaba. E folosit doar pentru regulă și dă totul peste cap în echipa aia. Și nu e, Dinamo nu e singurul caz. Da,
Mă rog, sunt foarte multe lucruri de discutat vis-a-vis de chestia asta. Cert e că toată lumea o aruncă numai pe Mirel Rădoi și din punct de vedere nu sunt de acord. Tocmai de aceea consider că el ar trebui să continue. Nu este singurul vinovat și nu este... Și am văzut de fapt că a fost contra înainte. Lucrurile au mers puțin mai bine, dar tot prost. Că n-am reușit să ne calificăm și... Bine spus. Și ne-a fost foarte greu. Ei bine, vine Mirel Rădoi, suntem în aceeași situație. Poate mai rău. Ideea e că nu sunt doar selecționerii de vină, nu numai vina lor este. Hai să vedem care este, unde sunt greșelile. Totuși, disperarea asta, repet, sunt pentru tineri. Am fost un jucător care am debutat la 16 ani, am jucat la 18 ani la echipa națională. Da, sunt pentru, dar asta când vine într-un mod natural, repet. Când lucrurile nu sunt forțate de o regulă impusă. Nu trebuie să-mi impui tu mie strategia ca și club. A, înțeleg că vrei să-ți urmărești interesul la echipa națională. Bun, ai făcut o chestie asta deja de 2-3 ani de zile. Vezi că acei jucători pe care îi promovezi joacă un an, 2 ani, cât sunt eligibili și cât sunt impuși, apoi dispar. Sunt foarte multe lucruri. N-am crescut, n-am vândut mai mulți jucători decât vindeam înainte. Adică cam tot drăba. Cred că am regresat. Deci... Nu se vede impactul ăsta al acestei reguli nicăieri. Avem și la Liga 2, spunem că, vezi, Doamne, avem din puș 2 ca să creștem, să vindem, total anapod. Adică sunt doar reguli gândite așa, sau făcute așa, după o strategie care nu are nicio relevanță cu practica, cu efectiv ceea ce se întâmplă la o echipă. Și i-am rugat pe cei din federație să facă un exercițiu, să ia o echipă de fotbal și să vadă dacă ar putea construi realmente ceea ce spun. Și gândirea lor poate este una bună, nu zic nu. Și ce răspuns, Domnule, ai primit? Nu are legătură cu... Mă refer la impunerea asta, doi jucători îi spun că, vezi, Doamne, jucăm cu 2002 la Liga 2. Și că, vezi, Doamne, 2002 ăsta ar trebui să fie vândut la Liga 1 și Liga... Dom'le, o nebunie totală, lucru care nu se întâmplă. Nu există niciun transfer de la Liga 2 la Liga 1. Niciun. Există vreun transfer, știți dumneavoastră, vreun transfer de la Liga 2. Mă gândeam acolo la un exemplu și nu mi-a venit unul în minte. Iertați-mă? Mă gândeam la un exemplu și nu mi-a venit unul concret în minte, cu jucători care să vină de la Liga 2 la Liga 1. Ștefan Cană de la Farul la FCS Benz, acolo a fost altă poveste. Da, deci, repet, ele sunt... Ar fi ok gândite la nivel, nu le gândești, doar că practica ne arată că nu ne folosesc la nimic. Absolut nimic. Repet, cred că lucrurile trebuie să vină într-un mod natural și nu forțat, cum sunt astăzi. Ciprian, o ultimă întrebare am pentru tine. E legată de echipa Faru Constanța, unde ești finanțator. Am văzut că lucrurile merg din ce în ce mai bine în ultima perioadă. Sunteți la doar câteva puncte de locul 4. Obiectivul echipei e promovarea? Avem un meci mai puțin, jucăm miercuri o distanță cu Pandurii, iar dacă vom reuși să câștigăm, ne vom îndeplini, să spunem, obiectivul și vom sta în obiectiv, anume să fim în primele 6, să prindem play-off. Ok, Ciprian, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta, îți urez numai bine și succes cu Farul pe lupta asta pentru promovare. Mulțumesc frumos! O zi bună pentru voi! Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. GSP Live revine cu o nouă ediție mâine dimineața de la ora 9:01. Până atunci rămâneți pe www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc și cel mondial. Pe curând!